Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat prin dispoziție a primarului Daniel Ștefan Drăgulie în ședință extraordinară miercuri 29 iulie, a dispus unele măsuri cu privire la limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus. Cele mai importante măsuri sunt următoarele: recomandarea către călărășeni de purtare a măștii de protecție și în spațiile publice deschise din municipiul Călăraș, cum ar fi piețe, târguri, oboare, mijloace de transport în comun, parcuri și locuri aglomerate. Mediatizarea acestei recomandări, realizarea și distribuirea unor pliante în zonele aglomerate cu măsurile de autoprotecție în fața infecțiilor cu noul coronavirus. Precizăm că în momentul de față, la nivelul județului Călăraș, sunt înregistrate 282 de persoane infectate cu noul coronavirus.